Casa Județeană de Pensii Maramureș vă informează că până în 31 martie activitatea în ce privește relațiile cu publicul se limitează la depuneri de cereri, înscrieri cazuri noi la pensie, solicitări și plata ajutorului de deces, ridicare bilete de tratament, activitatea de expertiză medicală, încheierea și plata contractelor de asigurare, pentru pensii internaționale, depuneri de cereri și înscrieri de cazuri noi. Se suspendă eliberarea adeverințelor de stagiu pentru informare și verificare și audiențele și activitatea privind informarea publicului și se va reduce programul de lucru cu publicul, respectiv orele 8.30-14, de luni până joi și vineri, între orele 8.30 și 13. De luni până joi, informațiile solicitate de petiționar vor fi oferite telefonic pe toată durata programului de lucru, respectiv de la orele 8 la orele 16 și 30 de minute, iar pentru ziua de vineri, între orele 8 și 14. Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat astăzi într-o conferință de presă că toate medicamentele și dispozitivele medicale necesare pentru prevenția și tratarea infecțiilor cu coronavirus nu vor mai putea fi trimise în afara țării timp de șase luni. De asemenea, se vor suspenda toate evenimentele desfășurate în spații închise, inclusiv cele religioase, care presupun adunări mai mari de 100 de persoane. Măsura limitării la 100 de persoane în spații închise nu afectează molurile și magazinele. Totodată, autoritățile recomandă tuturor firmelor cu mai mult de 99 de angajați decalarea programului de lucru, astfel încât să fie redus numărul celor care folosesc mijloacele de transport în comun. Restricționarea activităților culturale, artistice, sportive, religioase în spațiu închis cu. Participarea peste 100 de persoane până în 31 martie. Dacă sunt activități care se pot desfășura în aer liber, ca la biserică, acest lucru se poate face.